Cui nu-i place porumbul fiert sau copt, însă ce faci cu mătasea de porumb? Dacă până acum o aruncai, află că te poți folosi de ea pentru a-ți îmbunătăți starea de sănătate. Tratament pentru infecțiile tractului urinar. Mătasea de porumb acționează ca un agent antiinflamator pentru infecțiile tractului urinar. În esență, aceasta acoperă căptușala tractului urinar și împiedică iritarea ulterioară. Consumul de ceai de mătase de porumb ajută la calmarea vezicii inflamate și a tractului urinar. Te ajută să urinezi și să reduci riscul acumulării bacteriilor în tractul urinar. De asemenea, poate calma glanda prostatică iritată. De-a lungul timpului, ceaiul de mătase de porumb a fost folosit ca un puternic agent diuretic natural. Aceasta ajută la eliminarea excesului de apă și a deșeurilor din organism, reducând astfel complicațiile legate de retenția apei. Potrivit studiilor, utilizarea diureticelor ajută la scăderea mai multor riscuri pentru sănătate, inclusiv insuficiența cardiacă congestivă și afecțiunilor renale pe termen lung. Pietrele la rinic sunt făcute din mici depozite cristalizate, care pot provoca durere. Mătasea de porumb este folosită pentru a preveni apariția pietrelor la rinic, deoarece poate crește fluxul de urină și reduce riscul de formarea sedimentelor în rinichi. Totuși, reține că folosirea acestui ceai nu va trata pietrele la rinic deja prezente. Mătasea de porumb conține vitamina K, vitamină care ajută la procesul de coagulare a sângelui. Acest lucru te asigură că nu ai pierderi excesive de sânge în cazul în care te rănești. Multe persoane suferă de hipertensiune arterială. Acestea pot consuma ceai de mătase de porumb pentru a reduce tensiunea arterială crescută. Acest lucru îi asigură că nu trebuie să facă față efectelor adverse al medicamentelor pentru tensiune arterială. Utilizarea ceaiului de mătase de porumb îi ajută pe cei care au probleme cu zahărul din sânge, conform rezultatelor studiilor efectuate recent. Un studiu a fost publicat în anul 2012 în Jurnalul Internațional de Macromolecule Biologice. A arătat că extractul de mătase de porumb are un impact semnificativ asupra diabetului zaharat. Studiul a fost efectuat pe șoareci de laborator afectați de diabet, iar autorii studiului au remarcat că aplicarea polizaharidelor de mătase de porumb a contribuit la reducerea nivelului zahărului din sânge, relatează realitatea.net.